Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. Astăzi aș dori să abordez un subiect foarte spinos și anume cel al liberei voințe. Mulți oameni, foarte mulți oameni astăzi adoptă următoarea poziție despre subiectul acesta. Ei spun că nimeni nu-l poate lămuri, a fost dezbătut sute de ani, mii de ani de filozofi, de oameni foarte înțelepți și nimeni nu-l poate lămuri complet și de aceea ar trebui să acceptăm un fel de paradox și anume care exista și liberă voință și care exista și alegerea lui Dumnezeu, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Unii se ascund în acest paradox, în această așa zisă antinomie. Nu zic că nu există nimic misterios în ce privește relația dintre libera voință sau dintre voința omului și suveranitatea lui Dumnezeu, însă cred că Sfânta Scriptură este foarte clară pe subiectul acesta și că cei mai mulți oameni care spun că nu avem suficiente informații pentru a spune dacă voința este liberă sau nu, oamenii aceștia abandonează învățătura Scripturii. Poate inconștient, mulți dintre ei, nu toți, pentru a prelua conceptele filozofice seculare ale lumii noastre. De ce? Pentru că într-un dialog onest cu oamenii din afară, dacă le-ai spune, domnule, eu nu cred în liberă voință, oamenii te-ar cataloga în fel și chip și atunci, într-un fel, ai încheiat discuția înainte să o începi. Și în felul acesta, oamenii au acceptat ideea că există o liberă voință. Oare ce spune Scriptura despre lucrul acesta? De ce este important lucrul acesta? Păi este important că dacă omul nu are liberă voință, de exemplu, atunci toate strategiile noastre de evangelizare, ceea ce eu numesc astăzi manipulare în masă, ceea ce vedem la multe, foarte, foarte multe evangelizări, este un nonsens. Este degeaba. Toată strofocarea umană pentru a-l face pe om să decide este egal cu zero, da? Mai mult decât atât, asta ar pune sub semnul întrebării multe decizii ale omului. Cum ziceau, m-am convertit, m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Dacă omul nu are liberă voință, se pune sub semnul întrebării însă și convertirea lui. Pentru că este necesară o intervenție din partea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, poate cel mai important lucru de amintit în subiectul acesta este faptul că voința liberă, așa cum este înțeleasă astăzi, jefuiește pe Dumnezeu de glorie. Asta este. Dacă voința liberă este factorul decisiv al mântuirii noastre, dacă de voința liberă depinde destinul nostru veșnic și nu de Dumnezeu, atunci, într-adevăr, voința liberă ar trebui să primească glorie și nu Dumnezeu. Dar, deși putem discuta mult despre tot felul de lucruri legate de libera voință, eu vreau în câteva cuvinte să vă dau câteva texte din Sfânta Scriptură la care voi să meditați. Eu cred că Scriptura este fermă, clară, pe subiectul acesta, de aceea vă sugerez câteva texte din Biblie. Ce este foarte ciudat pentru mine este că oamenii vorbesc foarte mult despre ceea ce ei pot să facă. Nu, omul poate să-L aleagă pe Dumnezeu. Omul poate să creadă. Stă în puterea ta să te întorci la Dumnezeu. Auzi foarte des expresiile astea, propozițiile astea, formulările acestea, care într-un fel sau altul pun pe voința omului sau pe om nu doar responsabilitatea de a crede, de a se întoarce la Dumnezeu, de a alege, de a decide și așa mai departe, ci pun pe seama omului puterea de a se întoarce la Dumnezeu. Dar oare Biblia spune așa? V-aș sugera să dați un search pe un site unde este Biblia cu expresia aceasta, nu poate sau expresia nu puteți. Să vedeți că mai des găsiți în Biblie despre ceea ce nu poate să facă omul, nu despre ceea ce poate face omul. Ceea ce mie îmi arată că există o descentrare a perspectivei noastre cu privire la ceea ce poate să facă și ceea ce nu poate să facă omul. Bun, haideți să mergem la texte biblice, pentru că deja am petrecut prea mult timp cu introducerea. Domnul Iisus Hristos, unul dintre cele mai cunoscute pasaje, Domnul Iisus spunea, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Da? Este foarte clar. Fără o atragere a Tatălui, nimeni nu poate veni la Domnul Iisus Hristos. Și apropo, termenul de acolo, din limba greacă, este termenul folosit pentru momentul în care ucenicii trăgeau afară plasa plină de pești. O trăgeau afară, da? Plasa nu se opunea, plasa nu avea nimic de obiectat, năvodul. Sau mai este folosit textul în Faptele Apostolilor, când
Ucenicii au fost trași în piață sau Pavel a fost scos, târit afară din templu. Da? Cu alte cuvinte, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l târie, dacă nu-l atrage tatăl. Omul nu poate să facă lucrul acesta. Este într-o stare atât de stricată, într-o asemenea incapacitate spirituală și morală, încât doar o forță din exterior, supranatural, al lui Dumnezeu divină, îl poate aduce la Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate veni. Nimeni! Este o afirmație comprehensivă, universală. Nu există nicio ființă de pe planeta Pământ care să poată veni la Domnul Iisus Hristos. Niciunul nu poate veni la Domnul Iisus Hristos decât dacă există o atragere, o târâire din partea Tatălui. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Apoi există un pasaj, 1 Corinteni 12:3, care spune așa: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, cu siguranță, Pavel nu se referă la o rostire doar cu gura, ci la o rostire din inimă. Nimeni nu poate zice din inimă Iisus este Domnul meu decât prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, este necesară întâi o lucrare a Duhului Sfânt ca cineva să poată spune Iisus este Domnul. Să facă această mărturisire de credință și să fie gata să plătească pentru ea. Pentru că în vremea respectivă oamenii plăteau cu viața pentru declarația aceasta, mărturisirea aceasta de credință. Nu Cezar este Domnul, nu Dumnezeii grecilor sau romanilor sunt Domn, ci Iisus Hristos este Domnul. Nu unul dintre domni, ci Domnul. Nu puteai să faci această afirmație decât prin Duhul Sfânt, printr-o revelație și o putere pe care ți-o dădea Duhul Sfânt. Nimeni nu poate, ascultați, nu poate, prin El însuși nimeni nu poate să zică lucrul acesta din inimă, prin credință, decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este sursa credinței noastre. Duhul Sfânt este sursa acestei mărturisiri de credință, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care lucrează în inima noastră ca să putem face prima mărturisire de credință. Nu doar a doua, a treia, a patra, a cincea, până la sfârșitul vieții noastre, ci prima. Ea este spusă doar prin puterea Duhului Sfânt. Altfel noi nu putem. Nici măcar atâta lucru nu putem. Cât de liberă este voința noastră dacă nici măcar atât nu poți să spui Iisus este Domnul. Nici măcar atât nu poți să spui decât prin Duhul Sfânt, decât dacă lucrează Duhul Sfânt. 1 Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Și este o declarație generală despre omul firesc. Nu zice unii oameni firești. Omul firesc, omul cum este el în natura lui, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege. Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Nu poate să înțeleagă. Vestește Evanghelia unui om, el nu poate să înțeleagă. Mintea lui respinge datorită imoralității care există în inima lui și datorită morții spirituale care există în inima lui. Datorită despărțirii lui de Dumnezeu, el nu poate înțelege duhovnicește ce spui tu. El consideră o nebunie, o prostie. Oameni, oameni buni care mă ascultați și care mă veți asculta, încetați să apelați la înțelepciunea umană, la puterea umană. Omul nu poate înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Ele trebuie înțelese duhovnicește. Cum le poți înțelege duhovnicește? Păi duhovnicesc vine de la Duhul Sfânt, da? Doar El te poate face să înțelegi duhovnicește. Și în context este vorba despre Evanghelie, când spune lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Este vorba despre Evanghelie care a fost revelată prin apostol. Nimeni nu poate înțelege decât prin Duhul Sfânt. Întâi trebuie să vină Duhul Sfânt. Voința liberă este neputincioasă în a face declarații de credință. Voința liberă este neputincioasă în a ne duce la Domnul Iisus Hristos. Voința liberă este neputincioasă în a ne ajuta să înțelegem lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Domnul Iisus zicea Ioan 5:44, cum puteți crede voi? Cu alte cuvinte, nu puteți crede. Care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la Dumnezeu. Cum puteți crede voi? Păi nu puteau crede. Tot Domnul spune Ioan 8:43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. De ce nu puteau asculta cuvântul lui? De ce nu puteau asculta cu lui? Nu puteau să-l asculte cu urechea? Sigur că puteau să-l asculte cu urechea. Nu puteau să-l asculte cu inima. De ce? Pentru că era total contrar a ceea ce se găsea în inima lor. Până să fie o lucrare de regenerare, de atragere, o lucrare a Duhului Sfânt, nimeni nu poate asculta cuvântul lui Dumnezeu. Apoi există pasajul acela clasic, repetat și Matei și Marcu, care vine cineva la Domnul Iisus Hristos, întreabă cum să fie mântuit, Domnul îi pune legea în față, îl convinge de păcat, el pleacă de acolo întristat. Și ucenicii întreabă, atunci cine poate fi mântuit?
Și Domnul spune, lucrul acesta este cu neputință la oameni. Auzi deseori în predici și mă înfioară lucrul ăsta, pentru că este o declarație antibiblică, directă, antiscripturistică. Tu poți să alegi, tu poți să decizi, tu poți să-ți hotărăști destinul, tu poți să crezi, tu poți să te pocăiești. Biblia spune că lucrul acesta este cu neputință la oameni. Cu neputință la oameni. Dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Mântuirea noastră este cu putință doar la Dumnezeu. Ioan 14:17. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Nu-l poate primi. Lumea nu poate primi pe Duhul Sfânt. Nu poate dori pe Duhul Sfânt, nu poate înțelege lucrarea Duhului Sfânt. Nu poate să primească lumea Duhul Sfânt decât dacă Duhul îi face pe oamenii aceștia din lume ca să îl primească. Bun. În concluzie, starea noastră spirituală în care ne aflăm, până să lucreze Duhul Sfânt în noi, ne face incapabil de orice lucru bun din punct de vedere spiritual. Nu putem crede fără Duhul Sfânt, nu putem veni la Hristos fără Duhul Sfânt, nu putem spune Iisus este Domn fără Duhul Sfânt, nu putem înțelege Evanghelia fără Duhul Sfânt, nu putem să le pădăm slava oamenilor ca să credem în Domnul Iisus fără Duhul Sfânt, nu putem asculta cuvântul Lui, nu putem să ne mântuim, nu putem primi Duhul Sfânt, nu putem face nimic. Voința liberă nu poate, nu poate, nu poate. Ce nu mai poate libera voință? Nu doar că nu poate să vină la Hristos, nu doar că nu poate să creadă, nu doar că nu se poate pocăi, nu doar că nu poate să te ducă spre mântuire, ce spune Pavel în Romani 8:7 așa, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie sau dușmănie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Nu poate. Nu poate. Asta spune. Nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Un om firesc nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Nu poate. Este dincolo de puterile sale. Voința liberă nu-l poate ajuta aici. Nu-l poate ajuta aici. Matei 7:18. Pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate face roade bune. Poate vă întrebați, domnule, de ce nu poate voința liberă să decidă, să creadă, să se pocăiască, să se mântuiască, să vină la Hristos? De ce nu poate să înțeleagă Evanghelia? De ce nu poate? Nu este o neputință impusă din exterior de către Dumnezeu. Neputința liberei voinței constă în natura ei. Aici este secretul. Aici este esența la ce vreau să spun. Aici este lucrul la care am vrut să ajung. De ce nu poate omul să creadă? De ce nu poate să înțeleagă? De ce nu poate să lase slava lumii? De ce nu poate să caute slava lui Dumnezeu? De ce nu poate să iubească pe Dumnezeu? De ce nu vrea? În ce constă neputința asta? În ce constă neputința omului? Neputința omului constă în natura lui rea, pe care am moștenit-o de la părinții lui, pe care am moștenit-o toți de la Adam. Aici este importantă doctrina păcatului original și doctrina transmiterii păcatului. Pomul bun nu poate face roadele, pomul rău nu poate face roade bune. Din el nu poate ieși nimic bun. Nimic bun. Nu poate face roade bune. Pomul este rău. Natura este rea. Domnul Iisus spunea, cum puteți voi să spuneți lucruri bune, voi care sunteți răi? Voi care sunteți răi. Cu alte cuvinte, vorbele trădează natura. Vorbele ies din natura noastră, din ceea ce este în inima noastră. Dacă inima rea, natura este rea, roadele vor fi rele, faptele vor fi rele, vorbele vor fi rele, gândurile vor fi rele, da? Asta este problema omului. Nu că cineva îl oprește să vină la Hristos. Nu că cineva nu-i dă voie să vină la Domnul Iisus. Nu că cineva îl împiedică să creadă. Ci problema omului este că natura lui este stricată. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Asta este învățătura lui Pavel. Asta este învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă mai citesc un text. Ioan 15:5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multe roadă. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Toți despărțiți de Domnul Iisus Hristos nu pot face nimic. Nu puteți, nu puteți. Asta este expresia pe care am vrut să o observați în toate versetele acestea. Nu putem. Nu putem nici înainte de convertire să ne convertim. Avem nevoie de darul credinței și a pocăinței pe care le primim de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și nici după ce suntem întorși la Dumnezeu, suntem mlădiți în viață, nu putem să facem nimic fără Domnul Iisus Hristos. Ideea că la un moment dat în viața noastră ar trebui să o luăm pe cont propriu și cumva să-i demonstrăm lui Dumnezeu ce putem noi, că suntem vrednici de mântuirea noastră, ideea asta este complet nebiblică, antibiblică.
nu putem să facem nimic fără el. Unii zic, dar măcar să vrei. Am auzit pe cineva care, neînțelegând doctrina asta, dar vrând să o accepte pentru că a văzut-o în Sfânta Scriptură, spunea în felul următor, zice, da măi, Andrei, de acord cu tine, noi suntem atât de morți și de robi și de legați, nu putem să facem nimic, suntem încătușați, suntem cu lanțuri la mâini. Dar zice el, măcar atâta poți să faci semn din degete lui Dumnezeu că vrei să fii mântuit, nici măcar atâta nu poți să faci. Domnul Iisus a spus, nu putem face nimic. Scriptura vorbește despre cei credincioși, că el, Dumnezeu lucrează în noi și voința și înfăptuirea. El ne dă orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dacă și dorințele trebuie lucrate în noi de Dumnezeu, dacă voința trebuie lucrată în noi de Dumnezeu, înseamnă că și a voi și a dori să vii la Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu. N-ai ce să accepți tu, n-ai cum să accepți, nu poți să accepți tu. De ce am spus lucrurile astea? Am spus din câteva motive. 1. Dacă înțelege doctrina neputinței voinței omului, atunci accentul nostru n-ar cădea pe voința omului, ci accentul nostru ar cădea pe o predicare corectă a Evangheliei și pe rugăciune. Ne-am plecat înaintea lui Dumnezeu și am strigat la Dumnezeu ca să mântuiască oamenii. Iar cei care nu sunt mântuiți ar striga cu disperarea la Dumnezeu ca Dumnezeu să intervine și să le schimbe viețile. Asta s-ar întâmpla. Dacă am înțelege neputința voinței omului. Dacă am înțelege neputința voinței omului și în calitate de necredincioși și în calitate de credincioși, am fi mai smeriți. Am fi mai dependenți de Dumnezeu. Am trăit în credință. Am apelat la Dumnezeu. Am stat mai mult în rugăciune. Dacă am înțelege că nu putem să facem nimic fără El, am căutat cu disperare pe Dumnezeu pentru absolut orice lucru. Dar fiindcă nu înțelegem asta și credem în libertatea voinței libere, ne bazăm pe noi, nu pe Dumnezeu. Rugăciunea e puțină, predicarea Evangheliei e puțină, e multă manipulare, multă psihologie, multă presiune pusă pe voința omului. Asta este. Aș spune că unul dintre motivele principale pentru decăderea evanghelismului de astăzi, pentru proasta evanghelizare care se face astăzi, pentru falsele convertiri care există astăzi, pentru umplerea adunării de oameni neconvertiți care au avut false convertiri, este faptul că s-a predicat această doctrină falsă a voinței libere. Când Biblia pretutindeni spune că omul nu poate. Omul nu poate, asta spune Sfânta Scriptură. Dar cum spuneam, mai important decât toate lucrurile acestea, este faptul că gloria lui Dumnezeu în mântuire este ciuntită. Asta este lucru care mă întristează cel mai mult. Gloria lui Dumnezeu în mântuire este ciuntită când înălțăm voința omului. Că omul poate, că omul... și așa mai departe. Când tot vorbim despre voința liberă. Vreau să spun un lucru. Unii se vor gândi, ăsta vine să ne predice acum calvinism. Nu vă predic calvinism. Vreau să-l citiți, de exemplu, pe Leonard Ravenhill. Vă sugerez lucrul ăsta, citiți-l pe Leonard Ravenhill. Ascultați-l pe Leonard Ravenhill să vedeți cum vorbea el despre pocăință și despre nașterea din nou. Arminienii vechi, mulți din arminienii vechi, nu credeau că omul, ia o decizie și gata, este mântuit. Nu! Oamenii aceia credeau că este necesar un travaliu a nașterii din nou. Este necesară o lucrare a Duhului Sfânt. Este necesară o epuizare a sforțărilor omenești. Omul trebuie să cedeze, să capituleze, să se prăbușească la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos și că el nu poate face nimic pentru mântuirea lui și că trebuie să ceară disperat de la Dumnezeu ca unica șansă și unica speranță a lui mântuirea. Asta credeau. Ce vedem astăzi este ceva strigător la cer, total nebiblic. Impactul înțelegerii dependenței noastre totale de Dumnezeu. Impactul înțelegerii că voința noastră este robită de păcat. Impactul înțelegerii că natura noastră este atât de coruptă încât ne-a corupt și voința și sentimentele și conștiința și emoțiile, absolut totul. Impactul acestei doctrine va fi enorm în viața bisericii. Va fi enorm în viața personală, va fi enorm în convertire, enorm în evanghelizare, enorm în viața bisericii, enorm în sfințire, enorm în rugăciune. Vom depinde de Dumnezeu, vom da toată gloria doar lui Dumnezeu. Impactul înțelegerii acestei doctrine, că voința noastră este robită de păcat și că avem nevoie de o intervenție din exterior care să ne smulgă din păcat și să ne dea lanțurile jos și nu ca să ne facă independenți după aia, ci să ne facă dependenți de Dumnezeu. Impactul acestei doctrine este enorm. Va fi devastator pentru mândria omenească. Va fi devastator pentru evanghelizările pline de manipulare. Va fi devastator pentru psihologia care astăzi a invadat bisericile. Va fi devastator pentru orice concepție omenească, pentru orice concepție seculară despre om. Va fi devastator. Trebuie să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. O singură pagină din Sfânta Scriptură cu versete biblice, fără niciun fel de comentarii omenești. O singură pagină de versete biblice,
înțeleasă corect, o singură pagină, ar fi devastatoare pentru concepția actuală despre libera voință, pentru concepțiile actuale și pentru practicile actuale din evangelizare. Îndemnul meu pentru dumneavoastră este să studiați din Sfânta Scriptură ce spune Scriptura despre starea noastră de păcat. Și să studiați ce spune Scriptura despre ieșirea noastră din starea de păcat. Și să studiați ce spune Scriptura despre cine este autorul mântuirii noastre, cine este autorul sfințirii noastre, cine este autorul întregii noastre lucrări. Și cu siguranță acela este Dumnezeu, de aceea El merită toată gloria și când vom fi în veșnicie toți. Și cei care ați crezut cum cred eu și cei care n-ați crezut cum cred eu, când vom ajunge în veșnicie, toți vom da glorie doar lui Dumnezeu. Doar lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi vă spune voința noastră a decis lucrul acesta, nu. Nu. Verificarea, știți cum să... Dacă ai o doctrină corectă despre voință, îți poți verifica lucrul acesta în felul următor. Aș vrea să te întreb, cine a decis mântuirea ta? Gândește-te la lucrul ăsta, cine a decis mântuirea ta? Poate spui, păi mântuirea mea a decis-o Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a pus-o așa cumva pe tavă, Andrei, alege. Frate Sami, țac, vă salut. Da? Andrei, alege. Dumnezeu a hotărât să fiu mântuit, dar El îmi pune decizia în față. Andrei, alege. Dacă asta e concepția ta despre mântuire și dacă la atât se reduce lucrarea lui Dumnezeu, ai o concepție falsă despre libera voință. Concepție falsă despre libera voință. Că dacă Dumnezeu ți-ar pune Evanghelia în față și ar spune, alege tu cum vrei tu. Decide tu, tu ai o respinge. Tu ai respinge mântuirea. Ștefan este foarte clar. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Totdeauna. Dacă nu există o lucrare puternică, lăuntrică și despre asta am vorbit în live-ul de ieri, despre Duhul Sfânt care silește, trebuie înțeles bine expresia, dacă nu există această lucrare, voința noastră rămâne într-o stare de depravare, de stricăciune, de robie și întotdeauna vor respinge Evanghelia. Vor respinge Evanghelia. Ascultați-mă, întotdeauna vor respinge Evanghelia. Este necesar ceva mai mult decât ca Dumnezeu să-ți facă o ofertă. Este necesar ca Dumnezeu să-ți elibereze voința. Este necesar ca Dumnezeu să te aducă la viață, să-ți dea pocăința, să-ți dea credința. Asta este necesar. Altfel, am fi pierduți cu toții pentru totdeauna. Vă salut pe toți cei care ați ascultat clipul acesta. Te salut, Paul Tal. Mă bucur că ai revenit după un an jumate la ascultarea clipurilor mele. Vă salut pe toți cei care ați ascultat clipul acesta. Este un clip despre mântuire, despre voința liberă, despre gloria lui Dumnezeu, despre cum are impact lucrul acesta în evangelizare, în sfințire, în viața bisericii. Eu iară sunt blocat de Facebook și nu pot să dau share la clipul ăsta, dar voi puteți să dați. Vă invit să dați un share dacă sunteți de acord cu ce ați ascultat, să dați un share pe profilul vostru, pe pagina voastră, pe anumite grupuri, ca cât mai mulți oameni să audă mesajul acesta. Am mai spus lucrul ăsta în live-urile pe care le-am făcut și cu asta închei. Sunt atâția creștinei care dau like și share la tot felul de poze chicioase, la tot felul de clișee, la tot felul de citate din astea stupide și atât de mult timp pierdut pe internet. Cred că puteți face ceva util dacă ați găsit folositor acest clip, să-l împărtășiți și cu alții și să-i dați share.